Campionii de la viitorul au intrat în vacanță după meciul cu FCSB, iar reunirea lotului va avea loc pe data de 7 ianuarie, urmând ca pe data de 12 ianuarie aceștia să plece în Turcia la Belec, acolo unde vor disputa șapte partide amicale. Liga 1 se va relua în primul weekend din luna februarie, când viitorul va întâlni pe teren propriu o contracandidată la locurile de play-off Astra. Aceasta din urmă are în prezent 37 de puncte și un avans de 3 lungimi față de viitorul. Echipa lui Gheorghe Hagi este pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, însă la egalitate cu Dinamo